Bună dimineața, boys and girls! Astăzi vă prezint ruta mea de farmare pe shoreline. Hai să-i dăm drum. Avem pe partea dreaptă East Wing, avem pe partea stângă West Wing. Cu pasarea de conectare, adminul în spate. Începem prin a luta East Wing-ul. Foarte important, înainte să începem, vreau să vă zic... Farmați orice medical bag, orice duffel bag, întrucât aveți spawn de ledex foarte ridicat. Avem așa, primul duffel bag aici, după care avem sanitarul, da? Avem sanitarul, blue tape, asta este camera, asta este, cheia, pardon. Avem spawn de ledex. Au spawn de grafică. Ce aveți de făcut? Lutați tot sanitarul. După care, a doua cameră este 107, cheia 107 East. Adică această cheie. Deschidem. Avem spawn de ledex. Lutăm toate medical bag-urile, am zis. Foarte important. Foarte important. Lutăm medical bag, lutăm duffel bag. Ne deplasăm către următoarea cameră. Pe partea stângă avem camera 104 deschisă. Un medical bag în el. Haideți să-l dăm și noi așa la vrăjeală, cum se zice. Da? Următoarea cameră, 102 deschisă, nu trebuie cheie. Ai un duffel bag aici, pardon, un medical bag, pe care luptăm și pe ăsta. Vedem cum arată. După care, în camera 103, avem duffel bag. Urcăm la etajul 2. Da, și avem calculator, medical bag. Camera deschisă de lângă 226, adică 227, verificați aici, vă rog, întrucât aveți spawn de ledex și aveți spawn de medicală. Deschidem 226 sau 222. Sunt conectate, deci puteți să folosiți ori 222, ori 226. Și intrăm înăuntru. Avem spawn de ledex. Am găsit și ledex, da? După care avem spawn de ledex, sau placă grafică, da? Poate să fie pe jos. Pe această masă găsim plăci video, tetrizuri. În această cutie, după cum se observă, aveți posibilitatea de a găsi vaze, bitcoin, tot felul de iteme pentru capa. Ne deplasăm, următoarea cameră, pe partea stângă, este cea deschisă, 219, da? Și avem spawn defibrilator, ledex, placă video, spawn defibrilator, placă video, da? Ne deplasăm următoarea cameră, camera 218 deschisă, da? Este o cameră pe care o știe toată lumea, avem spawn de red, e toată lumea chestia asta. Ne deplasăm următoarea cameră, da? Camera este 213, care este cu aceeași cameră, 209, da? Amândouă, puteți să observați, trecem dintr-una în cealaltă. Avem medical bag, da? Îl verificăm. Da? După care mergem pe balcon, la intrarea, deci camera 209, da? Și avem spawn de ledex, da? Trebuie doar să verificăm. Urcăm etajul 3. Etajul 3 avem următoarele camere. Am uitat să vă arăt încă un medical bag pe care îl dau foarte des. Am văzut și codații pentru că îi auzeam în momentul în care ajungeam la resort, îi auzeam că se duc direct aici. Da? Bam. Avem medical bag aici, da? Medical bag-ul. Aferin, bam, frumos. Aveți grijă că această ușă nu se deschide, da? Nu se deschide. Urcăm la etajul 3. La etajul 3 avem camera 328 în față, care avem spawn de placă video. Da? Placă video pe masă, placă video în calculator, bani, dolari pe acolo o să fie.
Următoarea cameră este deschisă, 327. Intrăm în ea, avem și medical bag și duffel bag. Dați-o și pe asta. Medical bag, duffel bag. Plus o grămadă de iteme pe aici. Avem camera porcului, mark room-ul, să zicem, de pe shoreline, da? Verificați pe jos pe aici, lănțișoare, bitcoin, rollere, verificați și porcul respectiv, aveți iteme. Aici nu e nimic, aici, guys, să știți că am găsit placă video, LEDX, trebuie date. Avem 316, camera 316 din est, da? Și anume, camera este asta. 316, intrăm, avem atașamente aici. Atașamente aici, avem aceste două căituri și pe balcon avem medical bag. Super simplu. Medical bag în care puteți să găsiți tot felul de medicale, LEDX-uri, defibrilatoare, toate prostiile. Avem camera 314 care se conectează cu camera 313, da? Intrăm în ea. O să vă arăt acum pentru că am văzut că foarte multă lume nu face următorul lucru. Verificăm, atenție, exact, uitați. Verificăm aici o dată și verificăm o dată aici. Pentru că avem spawn de LEDX aici sau aici, da? Pe această cutie. După care avem medical bag pe partea dreaptă, în care poate să fie LEDX, medical, orice, grizzly, mai departe, da? Următoarea cameră pe care o să o verific este 310. Însă, pe balcon avem această cutie pe care o lutăm și pe asta, da, pentru loot. Avem 310, unde avem Bitcoin, spawn de Bitcoin, placă video, sunt două duffel bag-uri, o să vi le arăt acum. Da? Uitați. Da, plus două duffel bag-uri. Una, două. Le lutați, vedeți ce iese. Mergem la 306, mergem 306, 306 East, care se conectează cu 308. Da? Bam, frumos. Intrăm. Intrăm, avem 4 calculatoare pe partea dreaptă, avem aici spawn de Bitcoin, spawn de Bitcoin aici am găsit, da, sărim în următoarea cameră în 308, avem medical bag, iarăși, da, foarte important, v-am zis, trebuie să dați toate medical bag-urile, spawn-uri mari de LEDX. Avem aici, câteodată se băguiește în această carte, găsim niște injectoare, găsim tot felul de chestii. Mai avem un duffel bag aici, da? Nu o să cobor prin gaură, o să mergem pe spirală. Aceasta este spirala, aceasta este scara mică, da? Așa ne-am obișnuit de când jucăm. Avem camera 205 care este conectată cu 206, da? În 205 am văzut spawn de red. Atenție, nu am găsit eu, am văzut spawn de red, da? Avem aici, uitați, tot felul de iteme, spawn-uri și așa mai departe. Avem medical bag. Da? Avem medical bag. După care avem, aici avem medicale, injectoare, tot felul de spawn-uri. Avem 3 crate-uri pe care putem să le verificăm, plus, în stânga, după cum vedeți, un roller. Bam, frumos, aici puteți să verificați oricând lănțișoare, rollere, ceasuri, Bitcoin și așa mai departe. Da, am terminat cu East Wing-ul. Da? Mergem pe admin, pe admin singur spawn de LEDX pe care îl știu. O să vi-l arăt acum. Singurul spawn pe care îl știu de LEDX în admin este acesta. Aici. Spawn de LEDX, spawn de LEDX, spawn de LEDX, placă video, grafică, tot ce trebuie, da? Nu o să vă arăt ce este în admin pentru că știți prea bine, sunt calculatoare pe partea aceea, le lutați. Mare important, n-am dat adminului, întrucât main loot-ul, să zic așa, se află pe wing-uri. Ajungem la parter. O să iau așa pe etaj. Și avem parter. Avem 112 în care găsim spawn de blue, da? Deschidem aici foarte frumos. Vă arăt spawn de blue, spawn de blue, spawn de blue. Aveți tot felul de chestii aici, mâncare și mai departe. Următoarea cameră este 110 deschisă, avem medical bag, iarăși,
exact ce ziceam, foarte important, dați toate medical bag-urile. Avem următoarea cameră, 109, avem două duffel bag-uri, una, două. Următoarea cameră, mai avem un duffel bag, da? Camera este 108. Vis-a-vis de 108, da? Avem medical bag, iarăși îl dăm și pe ăsta, foarte important. Foarte important, da? După care am ieșit din 107, deci ne deplasăm în 104. În 104 avem spawn de blue, spawn de redex, spawn de grafică. Și o să vă arăt acum unde nu prea se uită toată lumea. Avem spawn de ledex pe aici, spawn de ledex aici, atenție, am văzut spawnul sub ledex și aici. Deci automat când veniți și vă uitați aici, aruncați și o privire în jos. Avem spawn de blue, spawn de ledex, medicale, tot ce vreți aici. Următoarea cameră este camera 103 și este deschisă. Avem duffel bag-ul respectiv, da? Dacă avem norocul să vedem să vă uitați. Injectabilă, tot ce vreți, da? Ne deplasăm camera din fața 103-ului, găsim calculator pentru placă grafică. Am văzut aici că se spawnează ok care vă trebuie. Sincer, nu mi-aduc aminte care este acum. Urcăm la etajul 2. La etajul 2 avem astfel. 220, spawn de medicale. O să vă arăt acum. Avem și două weapon crate-uri. Deci, spawn de medicale. Aici mai găsim, uite, vedeți, cal, am găsit bitcoin și mai departe. Avem camera 218, da? Unde avem spawnul de red regulamentar, da? Trecem dintr-o cameră în alta și avem medicale, crate, iar pe a treia cameră avem medical bag și duffel bag. Foarte important, v-am zis, dați-le pe amândouă. Da, ieșim din 218, am văzut că băieții farmează și 219, întrucât eu nu o farmez. În 219, în momentul în care intri pe partea dreaptă, o să găsiți medicale pe o cutie. Avem 216, iarăși foarte important, toată lumea lutează, întrucât ai spawn de grafică aici, spawn de grafică aici, grenade de moonshine și așa mai departe, tot felul de chestii pe aici. Sărim sârma, iar prima cameră pe partea dreaptă, 211, găsim medical bag pe balcon. Foarte important. Și ăsta. Da? Următoarea cameră, pe partea dreaptă, găsim o cutie verde mare în care putem să găsim taiga, RR-uri și mai departe, arme, tot fel de prostii. Da? La etajul 2 mai avem camera 205 care se conectează cu camera 203. Una dintre chei vă permite accesul la două camere, da? Intrăm, spawn de ledex, am găsit și cei spawn de ledex, da? Avem medical bag pe care îl dăm, bineînțeles, nu ratăm niciuna, nu ratăm nici măcar o singură cutiuță, da? Trecem pe balcon și avem medical bag, încă o dată. Medical bag, da, injector, aici avem iarăși spawn de injector. Avem duffel bag, avem spawn de red aici, guys, avem spawn de red aici. Pur și simplu vedeți dacă e ceva. Urcăm la etajul 3. Da? Urcăm la etajul 3. Avem 306, în care putem să găsim moonshine, placă video, tot felul de spawn-uri, da? Usual stuff and medical bag, of course. Da? Ne deplasăm pe culoar, ajungem la camera 301. Cred că toată lumea știe, cred că este printre cele mai importante chei pe care trebuie să le ai la tine. Și avem spawn de ledex, trebuie să verificăm foarte atent, guys, pe aici, pentru că se băguiește în covor. Ajungem pe balcon, verificăm balconul, pentru că aici putem să avem spawn de placă grafică, ledex, tot felul de iteme. Avem spawn de ledex, verificăm aici că e posibil să mai dau o armură. Spawn de ledex, am găsit spawn de ledex aici. Spawn de ledex aici, să știți, și aici foarte important, când ajungeți, dați cu arma prin aceste ziare, pentru că se mai băgăiește. Avem iarăși cutie mare în care putem să găsim RR-ul, două calculatoare, deci RR-ul și taiga acolo. Da, două calculatoare. Mergem la ceea ce noi îi spunem camera secretă. E secretă că e deschisă. Da?
avem camera 311, intrăm și avem spawn de LEDX, foarte important să vă uitați aici că se spawnează. Și iarăși în aceste ziare, dăm cu mouse-ul, da? Vă mai arăt încă un lucru, mergem pe cealaltă parte, pentru că nu ai cum să treci pe partea cealaltă pe etajul 3, trebuie să o iei, da? Ori pe partea ori pe etajul 2, da? Și vom merge aici, dreapta, iar pe balcon veți găsi, guess what? A medical bag. Da, îl dăm, nimic, da? Când am ieșit în această cameră, pe partea stângă, camera 326 este deschisă, iar în momentul în care intrăm, verificați pe această mașină de spălat, avem spawn de LEDX și avem spawn de medicală. Da? Următoarea cameră, 325, da? Avem medical bag. Oftalmoscop, ia uitați, exact ce vă ziceam. Avem duffel bag pe care nu o să-l mai dau, da? Aici avem un safe pe care eu îl dau, cheia este aceasta, 3-2-1 safe, da? 3-2-1 safe, eu folosesc, mi-a dat o grămadă de bun. Următoarea cameră, când am ieșit de la 3-2-1, este 3-2-0 și avem weapon crate, da? Weapon crate și avem un crate acolo, după care avem medical bag aici. Da? Cam astea fiind zise, guys, acestea sunt cheile, acestea au fost camerele pe care le lătez, mi-a dispărut o cameră de aici, da? Acestea sunt camerele pe care le lătez, vă doresc spor la loot și să ne vedem sănătoși pe online. Forță, jehână, peace over and out.